Practic, există o trasabilitate relațională de la producător către client, astfel încât toate să concure la o casă frumoasă, vopsită frumos, cu culori mișto, rezistente, UV, mecanic și așa mai departe. Da. Bă, deci dacă chestia asta nu se întâmplă, înseamnă că chiar nu te duce vreo. Tu vrei să mă întreb ce e greșit pe parcurs? Da. Unde se întâmplă greșeala? Adică stau, analizez, văd sistemul, cred ai în totul el, ai totul la dispoziție. L-am înțepat, am trăit și eu, am primit sprijinul tău cu toate poveștile astea, da, am lucrat epoxi, am făcut partosel, poliuretan și așa mai departe. Știu că există, deci nu trebuie să mă convingă nimeni. Bă, și unde apare eroarea? Lipsa calificării. Așa, ajungem la dorul. Absolut. Am zis că n-ajungem, știi? E al treilea episod, deci, în care discută Dorel și n-aș vrea să-mi iau niște Lopez pe cărcă în șantier. Sunt pregătit. Da. Să se înțeleagă, nu am sentimentul că toți lucrătorii de construcții se numesc Dorel. Nu. Nu avem sentimentul ăsta. Cum nu am sentimentul că toți arhitecții sunt tâmpiți. Sau genii. Nu. Avem. Mezii și extremii, fiecare clasă profesională. Fiecare. Bă, da, hai să vedem cum e cu eroarea. Unde se întâmplă? Că se întâmplă. Lipsa pregătirii. Deci îl iei pe un om care are o viață oarecare. A fost inginer, a lucrat în fabrică, trebuie să facă altceva, că nu-i mai merge. L-au dat afară, dar ce face? Face construcții, acolo nu cere nimeni acte. De ce să nu ceară și acolo acte? Vreau acte. Dă-i o specializare. Da, s-au dus școlile de meserii. Fă un curs de recalificare. Fii specializat pe asta, nu-l pune pe ăla să-ți vopsească dacă nu are măcar o pată la mână. Da, mă, e vopsitor, știe ce înseamnă să dea cu trafaletele. E o chestie foarte simplă. Iei un trafalete și dai cu el. Dar faci și tu 2 ore, te învață unul cum să ții trafaletul. Nu, că nativ, tu nu te-ai născut cu trafaletul, te-ai născut cu o mână. Era foarte mișto să ai așa, deci vine așa, pac, și în loc de mână, în loc de pumn, să ai un să trafalet. Să buretele. Da, să faci așa. Era mai nasol când mâncai, da. Că te murdăreai un pic. Te cam. Da, cred că se rezolva, că erai semi. Și când vrei să te piepti, era așa. Da, nu, mă refeream la mine, n-am vrut să fiu rău. La tine era poate cu trafaletul ok. Era... Așa. Băi, o oarecare specializare. Adică trebuie să îi acorzi o hârtie, că cineva l-a supravegheat pe ăla. Că nu este un... sau îl pui la electrician. Că toată lumea poate să fie electrician. Băi, curent electric. E nu greu. Mie mi-e frică de curentul electric. M-a bușit de vreo 2 ori. Nu mai pun. Și becul. Dacă deci am probleme să schimb becurile, până nu decuplez toate siguranțe, nu schimb un bec. Băi, eu le știu. Le-am studiat. Am făcut wow. Adică am stat cu LED-conul. Când stai cu LED-conul în mână, da, și nu te-ai ars, acolo, da. Așa, înseamnă că deja știi câte știi, ceva. Știi. Da, după ce te dă 2 ori de perete, spun eu, a treia oară nu mai vrei. Da, a treia oară, știi că nu mai pui mâna pe pirul albastru. Deci chem electricianul și gata. Nu, oricum suntem prea bătrâni ca să nu chemăm electricianul. Autorizat. Nu știu dacă bătrâni, dar povestea asta cu Dorel. Sigur, el este mânat de niște necesități. Da? Absolut. Reprofesionalizare, poate că are și 2 copii acasă, trebuie să ducă o pâine și așa mai departe. Bă, e o realitate. Este exact treaba. Numai că sistemele sociale și profesionale sunt făcute în primul rând să ia pe clienți și pe urmă pe cei din casta respectivă. Da? Pentru că noi când discutăm de castă și de breaz, nu discutăm de invenția secolului trecut. Discutăm de o invenție de 5.000 de ani. Da? Și în momentul în care s-au brezluit și căstuit, tocmai erau grupuri care își apăreau propriile interese, exact. Păi Dorel, care evident că este cumva la marginea societății, că pe el nu-l apără nimeni. Oficiul tehnic de șomaj și inspectoratul protecția muncii și CEORE și toate prostiile astea nu cred în ele, ne iau banii degeaba, da? Reprofesionalizează. Bă, astăzi știre s-au băgat minerii la Lupenii în mină, care a zis unul că nu le dă banii pe 15, că le dă banii pe 26 februarie. E tragic. Bă, cât de tâmpit să fii, nu. Să te pui cu minerii, bă, nici Ceaușescu nu a avut sânge să se pună cu ei până la capăt, să le spui alora din mină, care de-abia respiră în gaura aia din pământ,
Să spui că le dai banii peste două săptămâni. Deci asta este protecția socială în România. Și acum mă întorc la protecția socială prin prisma profesionalului. Da, toți ajung more or less în domeniul construcțiilor pentru că nu ia nimeni nici să învețe cu trafaletul. Da, a fost un debușeu al pieții și slavă Domnului, mă rog, pentru toate firmele, mai mult sau puțin corporate. Bă, dar firme serioase care au zis produsul meu trebuie să ajungă în piață cu niște unii care trebuie să știu să pună. Și ăștia au făcut profesionalizarea meseriașilor, exact. În loc să o facă școlile, liceele, școlile profesionale, da? Deci tot pe banul privatului. Calificarea la locul de muncă. Tot pe banul privatului, pe resursele lui. Deci eu am ținut școlarizări cu aplicatori autorizați, pe hidroizolații, pe injecții, pe construcători fibre de carbon, pe rășine epoxidice, deci cât avea producătorul respectiv, la care știi că am lucrat, nu vreau să dau nume acum. Și tu la fel. Pe câți de ăștia noi ai învățat cum e cu airless-ul și cu socotele și cu spală băsculele, da? Că este esențial e să speli sculele, da? Așa. Și privatul a pus în mișcare o masă de oameni pe care i-a reprofesionalizat. Sigur, unii n-au avut șansa. Dorel n-a avut șansa. Sau atunci, n-a avut putirința. Sau poate că nu a putut. Da, da. Se întâmplă. Mai sunt și ghinioane în viață. Bă, dar în momentul în care ajungi acolo, ești constructor. Ai o responsabilitate. Faci o factură. Semnezi un contract. Dai o garanție. Și dai și o garanție. Nu, nici nu trebuie să o dai, ți-o impune legea. Da. Deci e according to the law. Nu te gândești că, bă, Dorel ăla micuț care n-a avut și el unde să ducă, mă, nu trebuie să-l protejezi pe el ca să te protejezi pe tine și împreună să-l protejezi pe client? De aceea găsesc că nu Dorel este principalul vinovat. Nu, angajatorul. Ci șeful Dorel, angajatorul Dorel. Că ia și-și bate joc de el. Că Dorel s-ar putea să aibă stofă bună. Cum ai zis, a fost inginer, a căzut în marochineria 14, știa și el acolo niște lucruri, dar ce să fac? Hai să dăm cu vopsea. Uite, când încerc pe cineva, adică, bă, îți trimit șase băieți. În loc să spun, îți trimit o echipă. O, echipa e altceva. Șase băieți? Sunt șase băieți. Sunt șase băieți. Da. Ce asta știu cu, să fac? Tot. Cu cine îl vreți? Cu niște băieți. Îmi place la nebunie. Vis. Adică, știi, Dorel și la plural e băieți. Da. Cam așa e. De când o echipă e o echipă. Și da. Are și un coordonator. Are coordonator, așa, care răspunde de ei. Da, se termină la ora 5. Bă, acum fumăm, acum nu bem, acum plecăm. Spală sculele. Deci da. Pentru mine asta este o chestie foarte importantă. Deci mi-arată exact cu cine, ce fel de oameni lucrez. Un om care îi spală sculele la sfârșit înseamnă că ăla a urmat niște pași. De aceea, cum ai spus tu, prevenție e mai bună decât controlul final. Absolut. Hai să vedem cu cine lucrăm aici. Exact. Ia mă, știi cum e cu mixerul, pac, ai pregătit gălețile, ai apa la îndemână, ai... Eu nu pot să scot vopseaua de pe perete și să o pun la loc în găleată, ca să repar stratul de... Aia se aruncă, e pac. Ești paclu, pa. Da, sau acoperi cu altceva deasupra. Care tot bani înseamnă. Absolut bani. Da. Și trebuie să știi că se va face corect. Deci, sau măcar ai creat premisele deci să fac. Deci putem să dăm și în Dorel sub aspectul lipsei lui de responsabilitate, că e tânăr și neștiutor. Nu, Dorel acum, dăm în el fiindcă e la modă. Dăm în el în sensul să-l urechem un pic, că și el poate să fie exact un pic mai responsabil. Exact de cine spuneai tu, angajatorul, dar de fapt, este angajatorul e businessmanul. Păi, businessman nu înseamnă să câștigi cât mai mult. Zona angajatorilor este foarte perversă, că sunt două tipuri de angajatori. Angajatori cu cărți de muncă, cu acte în regulă și în momentul în care cu carte de muncă spun eu că îi pasă, că totul e detectabil. Da. Inclusiv cine duce garanțiile mai departe și angajatorii la negru, sezonierii, da? A venit acum din Germania, l-am prins de Crăciun acasă, a terminat cu porcul, băgăm frumos la Sfântul Ion și până pe 15-20 martie când deschide sezonul în Germania și zona asta e de mult negru, da? Care se și în spatele pereților, știi? Că nu sunt păschele pe afară. Și aici se întâmplă, aici este specula. Adică specula momentului și a câștigurilor, evident. Da, e acea afacere. Facem o afacere. Nu ești angajat să faci ceva, tu faci o afacere. Face afacere, da. Da, deci și Dorel, dar în spatele lui Dorel... Dorel e o victimă nevinovată. În spatele lui Dorel e ținta miștorilor noastre până la urmă. E... În spatele lui Dorel este Baubau. Exact. Deci, dragul meu client, toți suntem de condamnat când lucrurile nu ies bine. Și arhitecții, și producătorii, că și ei mai dau bufe. Da? Mai există non-qualitate undeva pe o bandă în lume.
Nu. Nu? Nu, nu. Sunt produse greșite? Nu. Producătorii n-au nicio vină. Producătorul s-a dat asta. E vina lui până când ai desfăcut găleata sau până când ai desfăcut pachetul. După aia este vina constructorului, fiindcă e transferul de garanție. Tu ai garanția produsului dată de hârtii. Fiecare okay. are hârtiile și acolo se termină. Dacă vrei ca și producătorul să aibă ceva, păi producătorul trebuie să-și trimită în șantier om care să se asigure că s-a pus cum trebuie și toate. Deci e un drum mult mai lung ca și producătorul să intre la chestia asta și intră cu alte costuri. Ok. Dar în principiu, constructor. Deci cel care face ăla dă garanția. Și peste constructor, evident, clientul străpunul nostru al tuturor. Da? Cu alte cuvinte, în contextul unui sistem foarte bine pus la punct, avem produse de toate calitățile, de toate prețurile, avem aplicatori de toate nivelurile, foarte puțini școliți gen Dorel, până la foarte artiști, foarte creativi. Și avem și clienți de toate felurile. Unii mai înțelegători, mai permisivi, alții cu punga mai mare, alții mai grijulii cu punga, dar totuși dorni să facă lucruri bune, alții neaveniți în sensul estetic al cuvântului. Da? Deci piața le duce cumva pe toate. Nu, stăm bine. Da? Stăm bine? Stăm foarte bine. Avem de toate. Față de ultimii 10 ani, așa? A explodat. Suntem într-un progres? Suntem pe o pantă ascendentă. Adică din toate punctele de vedere. Nu așa? Nu, nu, nu. Abrupt chiar. Abrupt. Ok. În acest context, doresc să-ți mulțumesc pentru amabilitatea cu care ai spus invitației mele. Doresc să vă mai spun încă o dată, stimați clienți, ascultați consultanții, ascultați specialiștii, fie ei arhitecți, fie ei constructori, aveți tot sistemul la îndemână ca să vă alegeți cu lucruri bune și de calitate. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem data viitoare! Până atunci, nu uitați! Povești din șantier.